open eye. Waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Salut, Kini! Bună tot, bun venit la un nou car vlog. Suntem cu Kini, nu l-am văzut de mult. O să mergem pe un pic prin oraș, o să tragem niște cadre, niște secvențe, o să urmeze și un film oficial pentru colarea MOV. Eu o să mă duc cu soția mea să facem un pic de dans și pe el o să lăsăm la școala de șofer să facă legislația. Te-ai plictisit? Nu. Ai avut activitate, am văzut. Da. Și pregătit să mergem să te duc la legislație? Ce m-am pregătit? După 6 ani de stat, cred că-s după 6 ani te-ai pregătit să mergi la prima oră de legislație? Da. Hai că mergem să vedem. Câte o să ai oare? O săptămână, două? 3. Cât? 5 zile. 5 zile de legislație. Doamne ferește. Ce bine că am scăpat de asta. Așa mă doare brațul de la dans. Te țin pe Andra așa. Și a fost un frig de dimineață. Plouat. Și acum a ieșit soarele cald. Am ieșit noi 22 de grade la Oradea. E frumos în sfârșit. Da, a ieșit și lumea. Ați văzut că a fost și atacat, toată lumea s-a uitat la el. Deja sunt mulți oameni pe afară. Hai.
și dacă tot l-am lăsat pe Kini la școală, aici vis-a-vis stă 2000 de metri, băiatul cu arrow de 1000 de cai și o să intrăm fără să vadă, o să filmăm la el în garaj. O să nebunești și pe acest stilul la Fast and Furious, Dominic Toretto, la el acasă, în garaj. Deci ați văzut și voi ce înseamnă să fiu un pasionat adevărat. V-am arătat așa pe scurt și pe ascunsele a garajului 2000 de meteri. Băiatul care are arul ăla de 1000 și un pic de cai. Tipul și-a făcut-o de la zero mașina și el o construiește, el o vopsește, el face tot la ea. Tot el o să pună turbo și pe Supra, care o să urmeze după ce își termină el proiectele și o să aibă timp și de noi. Și acum ar așteptăm pe Kini, mai dăm niște ture până mai trecem încă jumate de oră, să termin cu legislația, mai are câteva ore și zilele astea gata, dă ieșirea din școală și gata, după aia merge pe stradă, se plimbă, conduce, învață și o să ia permisul sau nu o să ia, vedem, aflăm în vlogurile următoare. Hai să-l așteptăm și după aia mergem, nu știu, din câte am înțeles, o să filmăm șeptarul astăzi, câteva poze deja i-a făcut. Și mergem să-i facem un film. O să fie foarte tare pentru că, din câte ați auzit, nu mai țin mult mașina, o mai țin câteva zile și după aia o defoliem. O facem altă culoare pentru că ne pregătim de nuntă și după aia e posibil să-l vindem. Salut, Kini! Bun venit printre noi înapoi. Te-am așteptat o oră jumate. Bine m-am găsit. Ia zi, cum a fost la legislație? Ce ai învățat astăzi? Hai, dă-ți examenul cu noi acum. Păi, azi n-am învățat multe. Azi ne-am prezentat doar drumurile publice, chestii, semne de circulație, indicatoare. Și ce să spui centură, noi n-avem centură. Ce avem voie să facem în trafic, ce nu avem voie, cum circulăm. Low sau destul de sus? Există vreo lege ca pentru înălțimea mașinii acum? Poate mâine ne prezintă și legea de mâine. Înălțime. No. Ne putem da low, cât de low vrem. Numai în România, că în Austria, ne confiscă mașina. 20 de euro, 20 de euro, 20 de euro. Das ist gut, but come in here! 250, nicht? Interesant. Am fost curios câte chestii o să înveți și cât o să te țină în școală.
Da, pe joi îmi dau ieșirea. Pe bune? Da. Și după aia direct mergi să conduci, nu? Da. Mamă, foarte tare. Deci mai am un pic și tu. Da. O să conduci în sfârșit cât de cât legal, dar cu el în dreapta. Da, ai mai condus așa, că ai mai făcut școală și te-ai lăsat de aia. Da. Ce să zici? Am fost la Demi, în garaj. Da. Și am tot am povestit cu el de Supra după ce ai plecat tu. Și eu zic că după ce termină BMW-ul, să desfacem motorul la Supra și să trimitem interiorul la lor pe aici. Și până la urmă? Tu ai ieșit zău? Nu, rămâne motorul ăsta, da. Da? GG. Thank you.